Și ăsta o să fie în loc de operațiune, oare? Tocmai s-a lansat un nou update pe CS2, avem skin-uri noi, charm-uri, chestii. Asta e prima mea reacție la el, pentru că abia am intrat în CS ca să filmez total altceva și nu mă așteptam la asta. Hai să-i dăm drumul! Cumpără jocurile tale preferate la un preț mai bun de pe G2A, link în descriere. Salutare tuturor, eu sunt Flash, înainte să începem, te invit să apeși butonul de like. Hai să vedem aici care e faza cu The Armory, noua colecție, noua cutie, ceva de genul ăsta. Avem multe chestii, charmuri pe arme ca în Valorant, stickere noi, grafică nouă, asta ar reprezenta niște skinuri, o cutie nouă cumva, asta de aici cu verde, ceva cu Overpass, o colecție nouă pentru Overpass, alte charmuri și aici probabil încă o colecție, 3 colecții de skinuri, Armory Pass. Am primit invite, dar nu mă joc acum, hai să vedem care-i faza aici. Armory Pass, câștigi credite și dai redeem la creditele astea ca să-ți iei iteme. Bă, interesant, adică să te facă să joci bine, trebuie să cumperi pass-ul ăsta din câte îmi dau seama și practic e un fel de operațiune între ghilimele, ca să zic așa, adică o să ai niște chestii de făcut, primești aceste bonusuri și mai apoi cu ele poți să îți iei ceva. Bă, e mișto că ești recompensat, nu prea e mișto că cel mai probabil trebuie să cumperi pass-ul ăsta, o să vedem și cât costă. Costă numai 15,19 euro. Hai că da. Și asta o să fie în loc de operațiune, oare? Avem aici prima imagine cu charmurile. Se mișcă cam în poze, că așa se mișcă aici pe Steam. N-avem ce să facem. Și da, poți să-l suprapui cu un sticker și să faci ceva mișto, gen cum e aici, că asta vor să arate. Probabil că e stickerul ăla cu explozia. Și mă rog, îți muți tu ăsta pe armă unde vrei. Puțin ciudățel, că practic are un punct pe care îl lipești și probabil că odată ce a fost pus pe armă nu mai poți să-l scoți. Dar da, e interesantă treaba. Eu sunt de părere că orice chestie este bine venită. Acum, sper că nu o să înceapă toată lumea să dea cu hate, că domne, că nu au făcut anticitul, nu au făcut nu știu ce, nu au făcut nu știu ce și au băgat chestiile astea. Da, într-adevăr, aveți dreptate, avem dreptate, dar trebuie să fim conștienți că orice este pe plus și orice ni se dă este pe plus. Nu ni s-a luat, dar ni s-a dat ceva, deci ar trebui să apreciem chestia asta, fiți pozitivi. Aveți reducere la orice comandă pe PC Garage cu codul OneFlash, adică fix numele canalului. Brelocuri de astea, charmuri, așa că îmi scăpa și nu știu dacă astea sunt toate, hai să vedem. Nu, small arms, charms, ok, deci sunt și cu arme. Uite un USP, uite un cuțit, uite niște AK-uri. Sunt tare curios cât costă astea acum pe market, o să vedem și avem colecția Overpass. Hai să vedem și să dăm niște note și o să luăm de la cel mai prost skin la cel mai bun. Un 5.7, un P90, un MP9, să zicem decent pentru un skin de 3 cenți ăsta. Ăsta e oribil. Deagle-ul ăsta o să fie ieftinache probabil că este cu bleu și e interesantuț, adică nu e chiar hidos, știi ce zic? Iar au băgat Neghev, cine joacă cu Neghev-ul? Mai joacă ceva cu Neghev-ul? Bine, știu că mai joacă lumea cu Neghev-ul, dar totuși mereu bagă skin-uri pe Neghev. Un Galil care nu mă dă pe spate, dar nu este rău. Un Mac-10 care iarăși nu este rău, dar are un hamster pe el care arată, nu știu, dar zici că e un PNG de pe Google luat și pus acolo. O Nova cu flăcări, un Glock, un două pistoale. Astea nu sunt rele, sincer, bine, sunt pe MOV, deja ne apropiem de skin-urile un pic mai scumpuțe, ca să zic așa. Un AUG și ăsta XM-ul pentru John, mamă, ăsta îi trebuie neapărat lui John. Nu e rău, sincer să fiu. Anyway, AVP, Krakow. Oh, da, bă, ăsta chiar dacă e roz, nu arată rău ca design. Da, roz mă refer la culoarea lui. Totodată e roz și ca și calitate. Bun, și avem aici un Zeus, care chiar nu e răuț. Bun, și asta e colecția de pe Overpass. Pare cam, nu știu, așa cu mult roz. Și AK-ul, bineînțeles, pe care l-am văzut prima dată. Și da, e cu monstru DPB de pe Overpass. Sincer să fiu, îmi place AK-ul ăsta. M-aș juca cu el. Nu mi se pare rău absolut deloc. Hai să vedem Graphic Collection. Încă o colecție, o luăm tot așa, de la ieftinache la mai scump. Nu sunt teribile astea, două famasul ăsta nu mă dă pe spate. Ăsta, sincer să fiu, nu e departe de un skin default, adică nu prea e. Galilul ăsta e prea basic. Meh,
Mai joacă cineva cu automata? CG-ul ăsta, să zicem că e ok pentru un skin albastru. AK-ul ăsta Crossfade, nu-mi place. XM-ul ăsta, nu-mi place. CZ-ul ăsta e frumușel, sincer să fiu. Ok. P90, meh. Încă un Galil? Ba, au fost... Ba, stai mă, ăsta e în 4-a 4 tractorul ăla. Am zis că e Galil prima dată, probabil de la skin. Da, arată interesant pentru că e cumva diferit. Nu știu, zici că e Galil de la depărtare, probabil pentru că are nuanțele astea pe el. Un Deagle, Starcade, care, sincer să fiu, nu știu, prea ciorbă de culori aici. Și e un design așa, cam pare kitsch, nu știu. Un AUG, Lil Pig, care, meh, sincer să fiu. Și AVP-ul ăsta CMYK, care, na, e cu culori. CMYK e ceva cu codurile de culoare, ceva de genul ăsta, dar nu, meh. Hai să vedem Sport. M4A1 S Fade. Bro, nu. Ai cum? Cât o să coste ăsta? 1000? Poate 500 la început și după aia o să sară, o să bubuie? Nu se știe. Hai să vedem de la ieftinache în sus. Ok, basic. Da, nu știu dacă o să fie 3 cenți. Sincer, e ok față de un skin default, chiar e ok la 3 cenți. Asta meh. Nu știu, skinuri pe scout frumoase sunt foarte puține. Meh, din nou, asta chiar e urâtă. Novasta, USP-ul ăsta, pentru, nu știu, până în 10 cenți e ok. Hit treated, da, am crezut că e case hardened, dar de ce ai face skin-ul ăsta dacă deja există case hardened? Adică nu e mare diferență între ele. Bine, ăsta are mai mult albastru spre mov, este dat așa cu flacăra, acum ar veni. Arctic Triton, not bad, dar sincer să fiu, nu mi se pare un skin care se merite neapărat mov-ul, poate. UMP-ul ăsta, da, e mișto că are culori așa, nu e foarte zgâriat și e tâcât, dar nu mă dă pe spate, roșu cu gri, nu știu, o combinație ciudată. Rainbow spun, ăsta e direct, nu știu, de pe Wish, Galil de pe Wish, Rainbow, știți ce zic? Glock Axia cu sclipici, iar mă, mulți sclipici pun skinurile astea. Și M4 Fade, da, ăsta e frumos, mă, frumușel. Și vă dați seama că dacă prinzi unul cu, nu știu, 90% fade, să fie mai până aici, mai până pe țeavă, wild, hey! Până pe amortizor aici în față, da, nice. The Gallery Case, stai mă, câte colecții sunt deja, asta e a patra. Ok, nice, bun. De la cel mai prost, Kukri Knife, aulu. Ulu, am dat aici în spate și ăsta era cu Green Knife-ul, care vine în mai multe culori. Nu știu pe ce skin-uri era cu Green Knife-ul până acum, dar probabil că s-au mai adăugat câte ceva. Sau poate că doar cu Green Knife-ul se găsește în Gallery Case, n-am idee. Un SP Hidos, un Deagle Hidoshell sau chiar Hidos, un MP5 again, care not bad, dar na, skin ieftină, chiar nu te dă pe spate, nu e vreun fade sau ceva. Bun, hai să vedem un AUG M249, meh, tango. Ciudat, ok, un SCAR, din nou, M4A4 Turbine. Iartă-mă pe mine, cu maro, așa zici că e ciocolată, dar e cam roșiatic un pic. Hydro Strike, bă, astea zici că-s de jucărie, sincer să fiu. Mă, cu ăsta nu e rău, dar e pe un vibe așa mai, parcă puțin old school. Mi inspiră așa un pic că parcă ar fi un skin de prin 2015, ca să zic așa. Randy Rush, ok, ciudățel pe 90 ăsta. Avem încă un scout ăsta, parcă nu e atât de rău. AK, The Outsiders, cu, zici că e dubița lui Scooby-Doo aici, nu știu, o mașină cu ceva. A-Site, ok, interesant, care are grafic, are ceva de sine pe el, ar trebui inspectat skin-ul ăsta. Și Epicenter, meh. Avem un MP neo-noir acum, interesant. Oh, cum e glocul ăsta, mamă, cât o să coste ăsta, să mă ferească. De n-o să coste ăsta o grămadă de bani, fiți atenți voi, chat. De n-o să coste ăsta o grămadă, ai de capul meu. Bă, dar e, da, e tare să joci cu ăsta, vă dați seama cum o să dea asta la Major, că... Nu știu, asta mi inspiră. Glock-ul ăsta la o rundă, la major, într-o finală eventual, și să facă playerul respectiv vreo
4 fraguri cu el sau poate chiar un ace, un 5 fraguri acolo. Mamă. Bă, mișto glocul ăsta. Mi-l aș lua, dar cred că nu o să-mi permit vreodată. Cred că îmi dau tot inventarul pe el și tot nu... Tot mai trebuie să pun diferență. Probabil. Nu știu, poate e deja pe market și... Mă rog. Ok, și M4 ăsta care nu arată rău, dar... Da. Da. Nu știu, un 7 din 10, un 8 din 10 nu e rău, dar nici... Un skin să mă dea pe spate gen Dragonlord. Avem aici, ia să vedem, stickere noi, scrape preview, poți să dai preview să vezi la scrape, mă, finally. Cred că asta nu era până acum și s-a adăugat, că presupun că altfel nu o menționau aici. Și acum poți și tu să vezi dacă vrei să dai scrape la vreun sticker cu Eye by Power, de exemplu, să vezi și tu cum o să arate, că după aia nu mai poți să dai undo, cum ar veni. Ok, limited edition item. Cum adică limited edition item? Ăsta este în armory. Ok. S-ar putea să crească la preț, dar probabil că o să ajungă să-l aibă toată lumea dacă este primit la tichetul ăla de l-am văzut mai devreme. Și na, nu e rău, dar nici grozav deagle-ul ăsta. Adică e foarte zgâriat, așa, nu știu, nu neapărat zgâriat, dar pătat, murdărel. Ok, și sunt aici niște întrebări. Și avem release notes pentru toate chestiile astea și nu o să mai stau să le citesc pentru că pe astea le puteți citi și voi. Și știu că de fiecare dată când am citit toate chestiile și toate îmbunătățirile pentru joc, deși văd că sunt aici multe update-uri, deci n-au făcut doar skin-uri oamenii, au făcut și fixuri pentru mape și așa mai departe. Știu că lumea s-a plictisit când am citit toate astea, dar avem și pe audio, și pe grafică, și pe gameplay, și pe animație și am văzut mai devreme și pe telemetrii scria ceva pe acolo. Și așa mai departe, dar vă las pe voi să le citiți și dacă sunt update-uri importante o să revenim asupra lor într-un următor video. Care este skin-ul vostru preferat dintre toate astea de aici? Eu zic că e clar pentru mine M4 ăsta, Fade, n-ai cum. Și vă reamintesc că aveți reducere la absolut orice comandă pe PC Garage cu codul ONFLASH, adică fix numele canalului și vă puteți scoate transportul sau măcar un cico, așa că profitați de el la maxim. O zică mai bună, spor la fraguri și... Repet, spuneți-mi jos care e skin-ul vostru favorit sau dacă aveți deja unul pentru că a jucat și v-a picat sau ați desfăcut vreo cutie, deschis vreo cutie, spuneți-mi ce skin v-a dat.